Educația secolului 20, unul se diferă mult de educația secolului 20 și numai prin conținutul pe care se oferă elevilor, dar și prin metodologie de oferire acestor conținuturi. Pentru că totuși secolul 21 este secolul tehnologiilor informaționale și cu ani ce trece tot mai frecvent vedem utilizarea acestor tehnologii în educație. Dar mai rar vezi utilizarea acestor tehnologii anume la discipline reale, cum ar fi fizica sau matematică. Este așa o tehnologie ca noțiune vine din Statele Unite Americi, flipped classroom, că dacă se traduce mot a mot, asta e clasa inversată. Așa ca metodologie educațională a fost implementată la discipline umanistice mai mult. Făcând teza de master, am decis să fac un experiment pedagogic utilizând această metodologie, anume la disciplina matematică. Am ales două clase, una de control și alta experimentală. La cea experimentală am creat un cont pe YouTube și am încărcat, am format și conținut matematic video. Respectiv, acei copii acasă, de sine stătător, învățau subiectul privind, de exemplu, vizualizând acele lecții, iar cealaltă clasă, care era o clasă de control, mergea în mod obișnuit, clasic, cred, tablă. Cât e cosinus de alfa minus beta și cosinus de alfa plus beta. Ca să pot eu deduce cât e cosinus 2 alfa, eu trebuie să aplic această formulă, cosinus de alfa plus beta. Numai că mă gândesc că cosinus 2 alfa, de fapt asta e cosinus de alfa plus alfa. Și acum n-am de ce să folosesc această formulă, știți? Numai că n-o să fie beta și sinus beta, dar o să fie iar din nou cosinus alfa, sinus alfa. În sfârșitul acestui experiment am observat că totuși clasa experimentală, clasa care am învățat de sine stătător cumva orele de matematică pe baza acestui conținut încărcat pe YouTube, au avut succes un pic mai mare ca clasa obișnuită. Noroc! La lecția precedentă noi am discutat despre mulțimi, dacă țineți minte, despre cum ele pot fi finite, infinite, mărginite, nemărginite, închise, deschise și compacte. Am discutat despre puncte de acumulare și am discutat despre puncte izolate. În rezultatul experimentului era de observat careva beneficii, careva cumva diferență pozitivă a utilizării tehnologiei informaționale în instruire, anume pentru formarea competențelor matematice la ele. Copiii cumva trecează diferit lucrurile, pentru că poate cineva are viteză de învățare diferită și respectiv el nu înțelege dintr-o dată ceea ce explică un profesor și el trebuie să revină. Privește, filmulețul ăsta odată și nu înțelegi. Revii din nou, îl mai privește odată, nu înțelege două ori, mai privește odată. Un alt avantaj că l-am observat a fost faptul că poate absentează niște elevi. Respectiv, elevul care a absentat, el are acces la informații, aceste lecții și el poate să le vizioneze acasă, de sine stătător. Ceea ce nu poți face cu clasa obișnuită, pentru că dacă absentează o lecție, două, trei, deja se formează lacuna asta de cunoștință și pe urmă tot e mai greu și mai greu. Acum, eu trebuie din formula aceasta să ajung sinus pătrat de alfa egal cu ceva. Au fost trecute două evaluări sumative. Parcursul perioadei experimentului pedagogic și respectiv am observat că rezultatele clasei experimentale au crescut în raport și comparativ cu clasa de control. Ceea ce mă duce la concluzia că totuși utilizarea tehnologiei informaționale, dar cumva integrată și utilizată rațional, duce la sporirea eficientizării educației, anume la disciplina matematică. Adică să fie sinus pătrat de 2 alfa plus 2 cosinus de 2 alfa. Totuși, perspectiva pe care o văd eu pe viitor este crearea unor platforme educaționale digitale, interactive și atractive, încât acestea să capteze atenția elevilor și, respectiv, aceștia să-și acorde mai mult din timpul lor personal educație și dezvoltare lor personale.